Te-ai întrebat vreodată cum să ieși din Iron? Ei bine, da. Astăzi îți voi prezenta cea mai ușoară soluție. Toată lumea mă întreabă, frate, cum să ieși eu din Iron, Bronze, Silver, Gold, Platină, Emerald, Diamond, Master, Grandmaster și te ajung și eu Challenger. Ei bine, tot ce trebuie să faci este să joci un campion cu care ești confortabil. Astăzi o să vă prezint, sau o să încerc să vă explic, cum ați putea să deveniți voi confortabil cu un campion care mie mi se pare destul de bun și destul de ușor de jucat. Un campion pe care îl recomand cu mare căldură. Pe lângă Annie avem și acest minunat peștiuc pe nume Fizz. Nu uitați să dați voi un like la clipul ăsta și vă faceți challenger, da? Dacă nu dați like, nu ajungeți challenger. Un răspuns foarte, foarte, foarte simplu. Bun, suntem atât de Take My Furry. Salut, Furry! Hello, am crezut că faci un de la... V-ați întrebat vreodată și eu vreau să zic, da, m-am întrebat, dar no, nu m-ai băgat în seamă. Ei, nu, n-am nevoie de întrebarea ta. Uitați chat, avem un trade acolo foarte, foarte ușor, am dat Q hit W și am dat proc la electrocute super rapid la Nafiri. Mai dăm un Q pe care îl dăm pe minion pentru că nu voiam să nimeresc pe Nafiri că era prea ușor matchup-ul. Bă, cum am zis, Fizz e un campion foarte, foarte ușor, puteți să-l jucați și ca începător. Și... vă permite și să faceți greșeli, vă permite și să... Bă, e campionul perfect. Uitați-vă puțin cum o să-i dau one-shot lui Nafiri, da? Să-ți pregătiți, da? Eu urăm cățelul ca să fim siguri că ne putem bate. Văd că Nafiri pleacă în bază. E frică să se bată cu noi chiar dacă noi suntem cu 300 HP sub ea. N-are nimic. Stă și-mi dă Q-uri în continuu. Acum că știm că nu mai are Q... Bă, i-aș omorât câinele înainte. Ia fiți atenți. Bă, nu, e ok. O să-i dau Q Ignite Hit și o să moară probabil de la burn, dar îi mai dăm încă un hit ca să fim siguri, nu vrem să o lăsăm să scape. Băieți, un insane. Super, super, mega ușor de Fizz. Bă, nu cred că sunt foarte multe chestii de explicat. Campionul, mă rog, farmează puțin mai greu decât alți campioni, dar e... Bă, mai încolo, pe mid-game, chiar farmezi ușor, dar une și eu mărbut tot gen. Da, e chill gen. Uitați-vă cât de ușor e, adică nu poți să fii prins niciodată. Dacă Nafiri îmi dă aici un W să sară pe mine, îmi dau eu să fug. Pot să stau cât de în față vreau, să pușez wave-ul și apoi să mă duc bază. Sau chiar să fiu gankat și să fiu gen chill, că n-are cum să... Ia vedeți ce-a mai luat încă un kill. Vai, asta puțin ne-a ajutat aici, o pupăm pe Vai Dulce. Și dați și voi un like acolo pentru vaiul ăsta, că dacă nu se fac 300 de like-uri la clipul ăsta, nu mai postez niciodată. Mă las de League of Legends, cum v-am zis în clipul trecut. Clipul trecut ați vrut să faceți 300 de like-uri. Acum să vreți, să vreți din nou. Bun, ce să-i învăț mă despre scheme pe băiatul ăsta? Stați puțin că Take My Fury e supărat. Bă, a plecat, a scăpat cu 1 HP, bă, 1, bă! Iar ți-ai dat microfonul la maxim și zbierdu, știu exact ce faci. Aoleu, l-am dat aseară că probăm noi foarte încet. Ok, gata. Nu știu ce face Take My Fury, nu știu să vă zic sincer. De fapt aici o să-mi iau un Dark Seal ca să facem cât mai mult AP și mergem înapoi pe mid. Bun. Ce aș putea să le zic Fury despre Fizz? Fizz, deci eu maxez E-ul în momentul de față, nici nu știu dacă se mai maxează build-ul. E-ul. Da, E-ul se maxează și după aia W-ul. Oh, nu, build-ul prima dată. Bă, și runele. Nu știu ce iteme se fac, o să mă duc cu ce iteme sunt recomandate. Cea. Dar eu vă zic, uite, un item foarte ușor cu care puteți să jucați e Lich Bane-ul, pentru că îl folosești gen orice ai face și dacă ești prost tot îl folosești. Decât să-ți iei Rocket Bell și să nu știi să-l folosești în situații bune sau iteme mai greu de folosit, ia-ți, frate, Lich Bane. Și o să meargă, îți garantez eu că o să meargă. Am făcut și noi level 6, de acum cred că putem să-i dăm one-shot lui Nafiri, dacă chiar o găsim într-o poziție mai de Doamne ajută. Stați că mergem și noi pe bot să vedem dacă putem să recuperăm ceva. Avem bariera pe de carry, cea mai broken chestie. Ok. Dăm și noi ultima aici cât să-i prindem pe băieții ăștia. N-au să am să iau. Omorâm pe Ashe. Încărcăm eu până la maxim ca să-i dăm slow lui Sona și luăm și noi kill-ul. Să-ți iau wave-ul? Nu-ți iau wave-ul. Hai, merg și eu. Mersi. Dar explică la oameni cum funcționează eu, că multă lume îl dă instant și habar n-are. Bun, băieți, fiți atenți. Avem așa, începem cu fiecare abilitate a campionului și apoi ajungem și la E. Avem Q, care? Pasiva, bă, primat. Pasiva, whatever. Dă ei mai puțin damage, cred că. Da, nu știu, e irelevantă. Bun, ați înțeles perfect, acum Q. Q e un fel de E de Kian, adică merge o distanță fixată, adică tu dacă ești mai aproape de minion și dai Q prin minion, o să te duci mai departe de minionul ăla. Dacă dai Q de la distanță maximă, o să ajungi până la minionul ăla, gen, cum ar veni. Sau campion, ne-a furat la dragonul, ireal. Da. Vin și eu, frate. Mai țin, o să vină Sona. Ah. Stai să-ți vină ăia, stai acolo să-ți vină ăia.
Dar nu te ascunde de ei, lasă-i să te vadă. Te-am m-a văzut. Nu te-a văzut. Bro, ăsta m-a văzut, e orb. Salut, bro. Să vină și Sona? A, așa, perfect. Da, da, e ăla. Hai că am dat și de la alt. Îl iei, mă? Hai. A, păi nu ai vrut să-l dai? Eu cream că l-ai dat. De ce, de ce ai așteptat până în ultima secundă să-l iei? Eu nu înțeleg ce, ce da, joc se joacă Fury. Scuze, frate. E genetic, mă, scuze, e genetic să-l iau. Bine acum, bine acum, bine. Ia vedeți, și Sona s-a băgat aici, i-am făcut tot din asta și ne omoară Nafiri, da, hai, am dat dodge. N-am dat dodge iar, am avut-o din hituri, Nafiri, e bine, am dat bounty de 350. Da. Dar avem Lich Bane-ul, aia e important. Te descurci, mă? Pare că te bate, Nafiri. Oh, what? A fost direct Iron Tech, mai Fury pe flash. Da, mă, chat, a postat și Tech, mai Fury un video, dacă vreți aveți link-ul de la canalul în descriere ca la fiecare video, nu uitați. Nu știu ce video a postat. Da, vedeți că și Olo și-a postat un clip. Ce? Fie, uite, camera pe mine, camera pe mine. Zi. Băi, eu nu știu dacă se aude ăsta de jos, că am uitat să-mi pornesc ai, dacă se aude. Te rog, spune că ai avut camera pe mine. Da, mă, da. Ce să se audă, mă? Cum vorbești? Da, nu, nu se aude. Ia stai să vedem dacă găsim aici play-ul chat. Chat, ce crezi? Găsim play-ul sau nu găsim play-ul? Opa. Ăla e mort. Unde e ursul? Unde e ursul? O lăși repede. Ia vedeți eu ăsta chat în WQ. Foarte, foarte mult damage acolo. Dăm încă o hit și moare și luăm și play-ul. Let's go. Batem unul aici cu Mordekaiser. From what was that slow chat? Exact ce v-am explicat. Țineți-vă eu până la maxim ca să dați slow foarte mare. E foarte confuză, Nafiri, nu știe de ce și-a luat slow chat. Păi eu când vă zic... Bă! Ce? Pisicuța! Mamă, era să închid video-ul. Aulu. Așa. Cum să vă explic eu campionul ăsta? Bă, Q v-am zis ce face. Dă niște damage, nu e mare chestie, dar, foarte important, fiți atenți, Q-ul aplică on hit effects. Adică dacă ai iteme care stau pe hit sau abilități, va fi aplicat de Q. Ce înseamnă asta? Dacă ai Lich Bane, Lich Bane o să se dea pe Q. La fel și W-ul, dacă ai W activ, W o să ți se o să-ți dea damage-ul ăla în plus și pe Q. Adică dacă dau W acum, da, și dau Q, o să mi se pună W-ul, da, ați văzut? Bam, am dat damage în plus. La fel ca și Lich Bane-ul. Bă, în rest W-ul știți foarte bine, îți dă damage în plus pe următorul hit și vezi că ți-a plecat cățelul, viața mea. Hai. Puteți farma cu W-ul ca să vă dea mana înapoi când omorâți minionii cu W-ul, pe lângă asta îți dă niște, cum zice, niște burn, niște poison. Tu ce faci acolo pe bot? Ce-a venit ăsta, m-a sărit pe mine. E 4 la 21, iar o să dea FF la minutul 15. Ce-mi plac clipurile mele. Ce haz. Normal că topul meu are 6-0 când filmez. Nu are nimic, frate. Normal că... Și dacă doar te joci la Caterinca pe live, au 0-5 pe toți. Ia vedeți chat, play-ul ăsta. Ca să vă explic puțin cât de broken e Fizz, da? Ați înțeles ideea. Ați înțeles ideea, cu un item, eu am un item, ea are un item, adică nu e, știți ce zic? Nu e mare chestie, FF 15, jungle, diff, bot diff, nu e mid diff, bă, e vina echipei. Uite, băiatul ăsta cu Nafiri zice că e vina echipei, la fel cum vă plângeți și voi când nu vă jucați Fizz. Așa că ați face foarte bine să vă jucați Fizz. Uite, Tank My Fury, mare vina echipei. Am băgat, da, nu, dar încercăm să ajungem în prelungiri. Tu n-ai văzut ce am făcut? Nu. Am luat-o pe Yumi și am băgat-o în tur cu mine. Hai că m-ai dat două kill-uri, na, nu știu. Da, cred că dau ăștia FF15. Nu, hai mă, că nu dau, hai că i-am dat două kill-uri. Chat, ia vedeți aici niște damage, da? Prin Eclipse, da? Ați văzut un play acolo foarte frumos. O schemă pe care o puteți face atunci când picați în jos cu E-ul. Puteți să vă dați flash în ultima parte de E ca să dați damage-ul mai încolo. Ați văzut exact ce am făcut. Dacă Alex cu 20 de euro cu un suc direct pe chat, zici că sunt Tech My Fury la donația asta. Direct pe video a venit Alex. Tech My Fury, am înțeles că ai primit și tu un suc ieri. Da, tot de la băiatul ăsta, Alex. Te pupăm, Alex, oare direct familia pe video, mea, Tasu, cred că deține Coca-Cola sau ceva. Aici, Tasu, bă, e pomana lui străbunică, tu du-te, dă sucul. Direct ăsta, 20 de euro pe clip, că n-am mai văzut așa donație. Mamă, te pupăm, viața mea. Dar puțin mai puțin despre donații și puțin mai mult despre clip, că mă înjură lumea dacă nu termin clipul. Te pup, te pup.
Ce povesteam aici, Fury? Eu așa. Pe video că primești bani. Stai mă, că se termină clipul în 3 minute, trebuie să -l și termin. Eu cu cât mai mult stați în E, adică fără să-l reapăsați, ce mă? Tu filmezi de 11 minute și ai ajuns pe la E. Bă, lasă-o, bă. Ia vezi, Q, R, chat, combo, da, ați văzut? Și acum va muri, uite, da, un W și a murit, bun. Eu, cu cât mai mult stați... Bă, mă dau pe defen, că nu se poate, nu pot să vorbesc cu băiatul ăsta în casă. Cu cât mai mult stați în E, cu atât mai mult range o să aibă. Și o să fie mult mai ușor de nimerit, o să le dea mai mult slow dacă stați până se încarcă la maxim, dacă nu mă înșel. Da, ok. Adică în loc să dați E foarte repede, dați și voi. Țineți E-ul, că se face mai mare și nimeriți mai multe chestii. Stați că s-ar putea să nu mai nimeresc eu nimic aici și să mor. Da, este ok, n-are nimic. Ce v-aș fi? Ai terminat de povestit E-ul? Just Adu, salutare Just Adu. Ai văzut că Adu nostru a făcut 100.000? Ce? Adu nostru a făcut 100.000, au ce frumos arată. Da, așa-i? Interesant. Da, mă, da. Ce faci, mă, pe bot cu midlanerul meu? Pare că te cam bate, mă, nu știu, nu prea. A venit, da, și mă, de Kaiser cu 9-0 pe mid. A? Hai să-i fur kill-ul la băiatul ăsta. Nu pot, că am slow de la Volibear. Chat, fur și eu kill-ul ăsta. Bă, n-am luat nimic să mor. Stai, că mai am 2 minute din clip. Trebuie să fac ceva, wow. Chat, dau râu. Ai explicat și tu măcar ultima ta? Ultima ta. Bă, mi-a dat damage după ce am picat din E. What? Ok. Ultima ta, cu cât mai departe o dați, cu atât mai mare se face și mai mult damage. Dă atenție, când dați ultima ta, întotdeauna încercați să o dați la max range în direcția inamicului. Adică, voi, nu știu cum să explic, se vede mouse-ul, da? Mersi de sub. Stați puțin, 2 secunde să i-am dat un Q și un hit, să nu mai zic. Așa. Voi când dați ultima ta, puneți-vă mouse-ul aici, da? Puneți-vă mouse-ul la cel mai mare range, da? Ca să fiți siguri că ajunge ultima ta în cazul în care inamicul se dă în spate. Pentru că dacă o să dați ultima ta cu mouse-ul pe ei, ăia se dau în spate sau ceva se întâmplă și sunteți unlucky și... Aoleu, ce one-shot i-am dat, săraca. Așa. Și nu mai ajunge ultima ta la ei. Credeți-mă pe mine, întotdeauna dați gen în direcția maximă spre ei ultima ta. Mai aveți 30 de secunde din clipul ăsta. Dacă nu dați like în momentul ăsta, se închide clipul. Adică dau ăștia FF și s-a închis clipul. Bă, cum îi facem, mă, să nu dai FF Fury? Bă, ce a făcut ăsta, mă? A făcut accident băiatul ăsta cu mine. Hai că m-am dus și eu bază să văd dacă mai prind și eu ceva. Iau și eu așa, mai iau și eu o poțiune și aia e chat. Stai că se bat ai mei și nu prea pare că pierd. Bă, dar îmi place că se bat ăștia, adică sunt chiar... Ei sunt pe bătaie. Ia uite pe Mordekaiser. Doomboț, sau cum le zice. A, dar nu prea trăiesc băieții ăia. Stai așa, că s-a făcut minutul 15 și au dat FF! Exact cum am prezis! Ce îmi place să filmez League of Legends! Mulțumesc frumos că v-ați uitat la clipul de astăzi, sper că v-a plăcut! Nu uitați să donați, că pe clipurile astea fac undeva la 2 lei! Vă pup! Să aveți o zi minunată!